Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o ediție specială, o ediție de sărbătoare, o ediție ce poartă numele unui proiect de suflet al TVR Cluj, și anume Europa 100. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că sunt onorată și foarte bucuroasă în același timp să o am astăzi alături ca și colegă de prezentare pe o tânără foarte frumoasă, în primul rând, un jurnalist de excepție din Republica Moldova. Este vorba despre Aura Revenco. Aura, bine ai revenit în România! Bine te-am găsit, Loredana, bine v-am găsit și pe voi, dragi prieteni de la TVR Cluj și dragi români de dincolo de Prut. Apropo, Loredana, mai mult poate decât tine, eu mă simt atât de onorată, norocoasă și bucuroasă că, uite, în aceste zile, când aici, sunt aici, de fapt, când se marchează 100 de ani de la înfăptuirea României Mari. Și știi de ce? Pentru că aici respir un aer cu adevărat românesc, pur românesc, și poate că este idealul nostru, cel al românilor de dincolo de Prut, de a fi mereu aproape de voi. Este adevărat, Aura, anul acesta, bineînțeles, a fost un aer, s-a simțit în aer, de fapt, această nevoie de a marca identitatea națională. Și să nu uităm că întregul an 1918 a fost un an foarte important pentru istoria țării noastre, pentru că această unire s-a întâmplat cumva în etape, și chiar prima etapă fiind unirea Basarabiei, iată, cu România. Așa atunci, în 1918, da, în martie. Tocmai la asta visam anul ăsta, ca să fiu sinceră. Totuși credeam că, uite, în 2018, când e centenarul, când se împlinesc, uite, 100 de ani, mă gândeam că și politicienii de pe umal și de pe celălalt al Prutului vor renunța oarecum la orgolii și la tot felul de principii și vor face o bucurie românilor de aici și de acolo. Și mă gândeam că, uite, pe 1 decembrie vom marca din nou unirea. Cred totuși că ceea ce ține sentimentul acesta de patriotism și ceea ce ține de prietenia aceasta dincolo de orice fel de graniță se resimte în rândul cetățenilor, în rândul oamenilor. Lucrurile de la nivel înalt sau lucrurile dintre cei care ne conduc, într-adevăr, probabil că încă sunt marcate de mici orgolii, așa cum ai spus și tu. Dar așa este. Televiziunea română, în special studioul TVR Cluj, a continuat să sublinieze asupra rolului acesteia al televiziunii române de televiziune publică și, bineînțeles, că a încercat să se afle cât mai mult cu putință în cadrul comunităților de români din afara granițelor. Așa au început proiectele acestea importante, spuneam eu, de acest proiect de suflet, Europa 100, care, de fapt, a reprezentat o sumă de programe realizate de TVR Cluj și transmise după aceea pe posturile principale de televiziune și ale de aici, televiziunii și de române acolo, și de aici și de acolo. Și s-a început, sigur că da, și cu acest proiect minunat, Jurnalist în România, la care tu ai participat cu atâta drag. Practic a fost ca și un schimb de experiență între jurnaliștii din Moldova și jurnaliștii din România. Așa este, uite, exact 4 ani deja se fac de atunci, în 2014, am venit pentru prima dată, să zicem, aici la TVR Cluj, eu și încă 3 colege jurnaliste de la alte posturi de televiziune, pentru a participa în cadrul proiectului, fenomenalul proiect Jurnalist în România, care, apropo, a avut mai multe etape, da? Noi am venit, de fapt, aici, exact cum spuneai tu, ca să facem un schimb de experiențe, pe de o parte, dar să știi că experiența asta s-a transmis oarecum de la, de la voi către noi și de la noi către voi, pentru că în urma aprecierilor, laudelor pe care le-am primit noi la final, am înțeles că suntem buni totuși, știi, că a fost nevoie doar de sprijinul tehnic mai mult de aici, da? Că noi ne-am descurcat minunat. Și ziceam că acest proiect s-a desfășurat în mai multe etape. Într-o primă etapă am venit 4 jurnaliste care am filmat, am realizat reportaje despre proiectele realizate cu ajutorul fondurilor europene. Eu am avut marele noroc să filmez Alina Turda, o bijuterie
care se află acolo sub pământ și care este și dătătoare de viață, până printre altele, pentru că are beneficiile pe care le are din punct de vedere medical, dar pe mine m-a tratat sufletește, știi? Toată imaginea și povestea pe care o vezi acolo te umple cu energie și în momentul în care am plecat acasă, am plecat cu o poveste, știi, în suflet și le-am povestit și celor de acasă și să știi că mulți din colegii și prietenii mei următoarea vacanță și au făcut-o pe aici, prin zonă, pe la Turda. Da, să știi că am avut bucuria să particip și eu cumva la finalul acestui proiect, chiar la gala acesta organizat la Chișinău. Acolo unde până la urmă s-au pus în evidență aceste materiale realizate atât de către voi, cât și de către colegii mei din studiourile din România. Da. Materiale foarte interesante ce au fost premiate, bineînțeles, dar ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant în momentul acela, în acea seară, a fost că în aceeași încăpere, la aceleași mese, s-au adunat oameni care poate în viața de zi cu zi, din personalități, din viața publică, mă refer la ele în speță, poate în viața de zi cu zi nu ar fi vrut să fie cumva priviți la comun. A trecut dincolo de aceste bariere. Deci a unit, proiect. Asta vreau să zic, că ceea ce a făcut de fapt TVR Cluj ca și stație locală, da? E un lucru imens, pentru că nu s-a făcut la nivel central și nu au făcut toate guvernele care s-au perindat până acum. Ne-a unit, știi cum? A unit breasla jurnalistică și de aici și de acolo, cum spuneai tu, că se unesc de fapt oamenii între ei. Uite, în domeniul culturii se unesc teatrele, vin la noi, fac spectacole, ai noștri fac în comun. Același lucru putem să vorbim și despre artiști. Avem foarte mulți artiști de-ai noștri care au găsit aici în România o rampă de lansare. De aceea și Irina Rimes, Carlos Dreams, Motans și mulți alții care sunt țin topurile aici, da? Și iată, asta e unirea. Gata, noi am, de fapt am făcut un pod, o punte peste prut. Exact, o punte de legătură ce nu va muri așa cu una, cu două, asta cu siguranță. Sper să se întărească chiar. Sigur că da. Un alt proiect foarte interesant, un alt program, tot aparținând acestui proiect imens, Europa 100, este Servus Europa. Acesta a fost realizat în luna mai a acestui an, în perioada 21-26 mai, mai exact, fiind anul centenarului, sigur că da, era dedicat comunităților de români din vecinătate și mai exact celor din Ungaria. Practic au fost realizate în acea perioadă transmisiuni live din Jula, Budapesta și Hoidu Soboslo. În Jula se află cea mai mare comunitate de români, iată, din Ungaria. Iar când am ajuns la Budapesta, ne-am dat seama că simbolistica românească a contribuit foarte mult la dezvoltarea culturii și civilizației maghiare, astfel încât am fost mândri încă o dată în plus de românii noștri de acolo. Avem să vă arătăm și dumneavoastră un material și vă invităm să vedeți așadar comunitatea românească din Budapesta. Dezvoltarea culturală și economică a Budapestei se leagă și de o importantă comunitate de macedo-români ajunși aici la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Atunci, o colonie de negustori bogați veniți din Moscopole s-au așezat pe malurile Dunării, unde și-au dezvoltat afacerile. După 1900, comunitatea era una uriașă, iar capela ortodoxă de atunci era neîncăpătoare pentru enoriași. După Marea Unire, viața culturală românească s-a mai slăbit pentru că mulți români s-au reîntors în Transilvania. Dacă în timpul comunismului era mai dificil de trecut granița, astăzi mii de oameni din România s-au stabilit în capitala maghiară și, împreună cu românii de la Mikerechi sau Gyulo, care au ales să locuiască la Budapesta, formează o comunitate numeroasă. Despre ei vorbește și protopopul Marius Maghiaru, parohul capelei ortodoxe române de la Budapesta. Cele mai multe botezuri aici s-au făcut în comunitatea românească din Budapesta. Deci nu este o comunitate mică și după căderea comunismului, când s-au deschis și granițele, au început să se stabilească mai mulți români veniți din România în Budapesta, indiferent că veneau cu căsătorii mixte sau venit din zone nelocuite de maghiari din România, și din anul 1900 a început din nou o creștere a numărului enoriașilor în
această comunitate și astăzi putem spune că este una din comunitățile reprezentative ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Un rol important în continuitatea și dezvoltarea comunității române din capitala Ungariei o are diplomația. Ambasadorul României are tangență deseori cu membrii ai comunității și spune că cel mai important element al dăinuirii unei comunități este păstrarea vie a limbii. La sărbătorile comunității, românii se întâlnesc între ei. Se cuvine să ne întrebăm dacă vorbesc românește sau mai puțin. Eu însumi, de când sunt în Ungaria, am observat ambele situații, și că românii vorbesc între ei românește și, de asemenea, că există o tranziție fără prea mari dificultăți către limba majorității, către limba maghiară. În fine, tot în registrul comunicării, m-aș mai referi la instrumentele publice de comunicare pe care comunitatea le are la dispoziție, și anume la emisiunile de TV și radio, la redacțiile Radio TV în limba română și pentru români care există în Ungaria. Și aici, sigur că avem motive, pe de o parte, din nou, să fim mulțumiți, pe de altă parte, să ne așteptăm la creșterea numărului de minute care sunt alocate săptămânal emisiunilor TV și radio în limba română, la creșterea capacității acestor redacții. Cel care îi ține la oaltă pe membrii comunității românești este protopopul Marius Maghiaru. El le cunoaște problemele, îi sfătuiește și îi îndrumă. Este fericit atunci când și enoriași din România calcă pragul capelei ortodoxe din curtea Fundației Gojdu din Budapesta. Ne adunăm cam în jur de 60-70 de credincioși la o liturghie. La Paști, anul acesta, la Înviere și la Sfânta Liturghie am fost în jur de 250 de credincioși, la care, sigur, că se adaugă și acei turiști români care în perioada praznicului Sfintelor Paști stau la Budapesta, vin să viziteze Budapesta, dar oricum căutau și au găsit capela noastră și am sărbătorit astfel împreună noi românii locali din Budapesta cu cei care au venit din România. Autoritățile locale din Budapesta susțin activitățile minorităților din capitala ungară și chiar finanțează proiecte care contribuie la păstrarea tradițiilor și a limbii materne. Nagyon fontos, hogy a magyarországi alkotó hogyan fordul ez a kérdéshez. Este foarte important ce atitudine are legislativul în această problemă. Este o victorie a minorităților din Ungaria că pot crea autoguvernări. De exemplu, la Budapesta, cu ocazia alegerilor locale, s-au ales 12 astfel de autoguvernări, iar finanțarea și infrastructura acestora este susținută de Primăria Capitalei. Așa cum spuneți și dumneavoastră, minoritățile sunt susținute de către autoritatea locală, fie că vorbim de bani sau de infrastructură. Aceste autoguvernări sunt foarte active, mai ales în ceea ce privește limba maternă aici la Budapesta. Autoritățile din Budapesta recunosc că minoritatea românească este foarte activă și de-a lungul anilor a avut multe acțiuni culturale care vin în sprijinul păstrării identității naționale etnice și culturale. Din cunoștințele mele și minoritatea română din Budapesta este foarte activă din acest punct de vedere și noi ne străduim să ajutăm la organizarea evenimentelor. Facem posibil sprijinul lor și vedem unde au loc evenimentele și ne străduim să-i ajutăm. Desigur, colaborarea interculturală este cea mai strânsă, dar dacă sunt și alte propuneri, noi le analizăm și poate fi vorba și de astfel de colaborări. Conform statisticilor, în capitala Ungariei trăiesc în jur de 30.000 de cetățeni români. Despre istoricul comunităților românești din Budapesta, despre valoarea lor, tradițiile, obiceiurile pe care mai și păstrează și despre impactul pe care l-a avut caravana Servus Europa în Budapesta, ne va povesti istoricul Alexandru Simon, care este alături de noi. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Bună bine ziua. V-am găsit! Este să citesc și eu din ce a spus dumneavoastră, este o onoare și o plăcere să fiu aici. Și noi, noi ne bucurăm să vă avem alături și chiar țin minte în emisiunea colegului meu care înțebe și ați fost invitat și spuneați atunci că locația aleasă, Piața Eroilor din Budapesta, a fost aleasă foarte bine de televiziunea română, studioul teritorial TVR Cluj, și v-ați pus atunci o întrebare sau ați lansat-o cumva celor de față, dar a și dat răspunsul și o să vă rog să discutăm puțin pe marginea lui, și anume dacă venirea maghiarilor în Europa a fost un lucru benefic pentru sau nu pentru România.
Da, într-adevăr, locația a fost absolut specială. Piața Eroilor din Budapesta, piață în care se regăsește întreg panteonul real și imaginar al Ungariei, făcut la trecerea dintre secolul XIX și XX, când Ungaria a sărbătorit atunci mileniul. De aici și poveștile că noi sărbătorim 100 de ani, sărbătoresc 1000 de ani. Da, mă rog, asta e altă poveste. Iar în fundal se află o reconstrucție, ce drept în miniatură, a castelului de la Hunedoara. Ei, și în această locație ni s-a permis să ne prezentăm drept român. Aici este marele merit al TVR Cluj, care a reușit să obțină acea locație fără, din ce am înțeles, alte opreliști din partea autorităților maghiare, și am putut să vorbim liber și să spunem unele lucruri, precum ce l-am amintit anterior, dacă ne-ar fi fost mai bine fără maghiar sau ne este mai bine cu maghiar. Pentru că, și aici este o realitate pe care atât ei cât și noi trebuie să o acceptăm finalmente, la momentul venirilor, aici era o masă eminamente slavă, cu câteva picături, să zicem, rămase de pe vremea romanilor. Ori șansele ca aceste picături să se fi pierdut în marea slavă fără venirea maghiarilor sunt incomparabil mai mari decât ca ele să fi putut cumva miraculos supraviețui fără această intervenție ca un fel de asteroid care a intrat în această masă. Mă bucur că a subliniat asupra acestei bune colaborări dintre, iată, studioul teritorial TVR Cluj și cei de acolo, care au facilitat ca emisiunile să fie realizate într-un mod cât mai bun și prielnic pentru noi. Asta spune multe. Dar v-aș întreba chiar în acest moment dacă credeți că există pârghii solide care să ajute la păstrarea legăturilor dintre țara mamă și, iată, comunitățile de români din Ungaria, în speță. Eu cred că vom avea un răspuns destul de curând. Hai să zicem în cel mult 6 luni, când se vor împlini și 100 de ani de la intrarea trupelor române în Budapesta și sfârșitul Republicii lui Belacun, cum a rămas în istorie. Dacă atunci abordarea părții maghiare va fi la fel de deschisă precum a fost anul acesta, atunci, da, șansele să se păstreze natural, fără alte eforturi suplimentare aceste legături, sunt mari. Șansele, într-adevăr, în condițiile acelea, sunt mari. Dacă abordarea se schimbă, lucru iarăși foarte posibil, atunci aceste legături vor trebui, desigur, reevaluate și orice strategie, dacă există, că știți că noi nu excelăm neapărat la capitolul strategie, va trebui regândită. Ați fost acolo, da? Da. Ați făcut parte din această echipă care s-a implicat în campanie. Vreau să-mi spuneți așa, nu ca și istoric, ca și simplu cetățean român, care au fost emoțiile? Ce v-au cuprins atunci când ați văzut atâția români, atâția oameni de valoare, da? Oameni de 5 stele care, uite, sunt acolo și care se manifestă, încearcă să dezvolte ceva în comunitatea în care sunt. Pentru mine a fost un fel de revenire la tinerese, ca să zic așa, uman vorbind. Pentru că între 2006 și 2007 am predat istoria românilor la Departamentul de Limbă Română al Facultății de Litere a Universității din Seged. De ce era important locul? Nu atât că aducea mie niște bani în plus, ci Universitatea din Seged a fost înființată de către profesorii maghiari ai Universității din Cluj, care după 1918-1919 nu au mai dorit să rămână supuși ai statului român și s-au mutat la Seged. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost și o formă de reconciliere în anul de grație 2006. Și văzând acum oamenii care vroiau cărți, vreau să citească, vreau să-și vadă limba lor, iarăși repet, oameni care făceau asta fără să le fie impus. Pentru că am înțeles că, într-adevăr, implicarea anumitor factori a fost mult mai redusă decât ar fi trebuit să fie în mod normal. Ei, dacă oamenii ăștia vin la tine în mod natural, atunci n-ai cum să nu simți ceva și să zici, mă, parcă totuși merită treaba asta. Deci nu numai ceva ce o faci așa ca să dea bine la CV, să dea bine în grilă, ca să spun. Deci oamenii sunt însetați, practic, de tot ce înseamnă România, românism, limba română, cărți în limba română. Vor să vadă și vor să vadă altceva decât au văzut până acum. Pentru că noi, de multe ori, nu am avut, hai să zicem, cea mai bună abordare. Fie am fost prea reci, fie am fost cu ceea ce se poate numi naționalism de grotă. Ori lumea deja nu mai poate duce nici nepăsarea, dar nici nu mai poate duce excesele.
Dar acum aș vrea foarte pe scurt să beneficiez încă puțin de cunoștințele dumneavoastră de istoric, dar și de cercetător științific în cadrul Academiei Române. Subiectul curțile Gojdu este un subiect sensibil, dar vă las să vă gândiți puțin asupra lui, pentru că știu că Aura are niște lucruri să ne informeze. Așa este, îl avem prin telefon în acest moment pe Alexandru Pugna, care este secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Domnule Pugna, bună ziua! Să rămână Aura Revenco, să rămână Loredana Corchi, să-l salut și pe cunoscutul istoric Alexandru Simon. Și mă bucur să fim împreună, chiar și așa, pe calea aceasta, să zic, a undelor prin telefon. Domnule Pugna, să știți că chiar aseară urmăream din nou ediția Cântec și Poveste, transmisă din Budapesta, în acea perioadă, da, în mai, în luna mai anului 2018, și cântați cu atâta bucurie și mândrie, cu steagul nostru tricolor în spate, cumva întins în piața eroilor. Iată, vă vedem chiar și în acest moment în imagini. Vreau să știu ce ați simțit în acele momente. Da, fără îndoială, caravana TVR Circus Europa, această idee extraordinară a televiziunii din Cluj, TVR Cluj, a fost o idee strălucită prin care, iată, românii din mai multe țări au avut prilejul de a se întâlni cu oameni de cultură, cu istorici, cu oameni veniți din viața socială sau politică a țării. Așa s-a întâmplat și la Budapesta, acolo unde, vă mărturisesc sincer, am adunat extrem de multe emoții în Piața Eroilor, așa cum spuneați și dumneavoastră, din Budapesta, acolo unde echipa TVR Cluj împreună cu artiștii de la Bistrița au prezentat în fața turiștilor care și a oamenilor care erau prezenți în număr foarte, foarte mare, momente absolut deosebite, iar eu personal am avut emoții și mai mari atunci când am cântat un cântec legat de momentul din 1 decembrie 1918, un cântec pe care l-am înregistrat încă înainte de 1989 în studiourile de la Radio București, un cântec cules de mine din Ținutul Năsăudean și care vorbește despre plecarea românilor năsăudeni la Alba Iulia. Vă mărturisesc că atunci când tricolorul imens s-a desfășurat în spatele meu, m-au cuprins emoții absolut extraordinare și cred că același lucru l-au simțit și românii aflați acolo în acel loc, dar și cei care s-au aflat în fața televizoarelor, pentru că tot ce s-a întâmplat acolo în Piața Eroilor din Budapesta a fost transmis în direct de TVR Cluj și TVR 3. Cu toții au aflat atunci și cei care întâmplător se aflau în Piața Eroilor că România anul acesta sărbătorește 100 de ani de la realizarea visului de aur, dacă vreți, a neamului nostru, poate cel mai important moment istoric al poporului român, împlătuirea Marii Uniri, pentru care au trăit, au sperat și au murit atâtea generații. Este adevărat, domnule Pugna, vă mulțumim din suflet pentru că ne-ați fost alături și atunci, pentru că ne sunteți alături în fiecare clipă în aceste demersuri, prin poziția pe care dumneavoastră, iată, ocupați la Ministerul Culturii și Identității Naționale. V-am văzut mândria în momentul în care cântați acele cântece și, într-adevăr, muzica populară, portul tradițional, înseamnă această punte de legătură și păstrează în continuare aceste legături între țara mamă și comunitatea de români din afara granițelor. Iar acum, domnilor și domnilor, aș vrea să vă invit să mai urmărim împreună un material din această caravană Servus Europa. Drapelul României a acoperit Piața Eroilor din Budapesta. Zeci de artiști l-au purtat pe brațe și l-au întins în jurul interpretului Alexandru Pugna, gazda emisiunii Cântec și Poveste, care i-a încântat pe toți cei prezenți cu versuri de suflet. Și
Deși vremea părea că le joacă feste, atunci când norii s-au năpustit asupra Pieței Eroilor, artiștii ansamblului Dor Românesc din Bistrița Năsăud și jurnaliștii TVR Cluj nu s-au lăsat descurajați și au oferit românilor de pretutindeni o seară pe care nu o vor uita niciodată. Turiști din toate colțurile lumii, impresionați de tradițiile noastre, au avut grijă să transmită pe rețelele de socializare frânturi din emisiunea Cântec și Poveste. Seara s-a încheiat cu decernarea unui premiu. Îmi revine mie acum prilejul deosebit de a oferi o diplomă de excelență Fundației Transilvania Leaders pentru susținerea programelor TVR Cluj dedicate românilor din afara granițelor. În fiecare seară caravanei, în semn de apreciere, au fost acordate diplome de excelență celor care și-au pus amprenta asupra acestui proiect și care se implică permanent în susținerea comunităților românești din afara țării. Urmează un moment de recunoaștere a unor eforturi, un moment de recunoștință, să spun, pentru oameni care contribuie la buna desfășurare a acestei caravane. O invit așadar cu mare bucurie pe doamna Eva Iova Simon, redactor șef la Foaia Românească. Să aveți spor în continuare la toate, să aveți puterea să duceți mai departe tot ce întreprindeți, pentru că e nevoie de oameni care să facă lucruri minunate. Pentru susținerea programelor TVR Cluj dedicate românilor din afara granițelor, televiziunea Cluj oferă o diplomă de excelență domnului primar Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea. Pentru a-l ridica, invit pe Leontin Ciucur, prietenul nostru, directorul ansamblului folcloric profesionist Crișana din Oradea. Era un proiect care nu putea fi refuzat. Eu sunt un om care își iubește foarte mult țara, care iubește foarte mult tradițiile și nu aveam cum să lipsesc dintr-un asemenea proiect. Aoleu, asta ce mai e? Da. Mulțumim foarte tare. Din partea TVR Cluj am aici un însemn. De fapt, un mulțumesc pentru că v-ați alăturat acestui proiect, pentru că ați făcut posibilă această caravană și, de ce nu, întâlnirile artiștilor cu comunitățile românești de aici. Ultima zi ne-a găsit la Hoidu Soboslo, stațiunea preferată de mulți români, care în ultimii 10 ani s-a dezvoltat într-un ritm amețitor. La finalul unei zile pline și a unei săptămâni de neuitat, toată lumea s-a declarat mulțumită. După o săptămână în Ungaria, 4 zile văzând de acasă transmisiile, 2 zile participând la ceea ce s-a întâmplat la Budapesta și aici la Hoidu Soboslo, mi-au arătat încă o dată că decizia a fost una corectă și mă bucur că am fost partener în acest minunat proiect. A fost un maraton și vreau să vă felicit pentru acest proiect și pentru această săptămână de forță. Sunteți extraordinari, ne-am simțit extraordinar de bine, ca acasă. Noi, ca români, trebuie să vă spun că am realizat încă un lucru extrem de important, acela de a crea comunității românești din diaspora imaginea adevărată prin care să le demonstrăm că ei contează pentru noi. Contează pentru noi, sunt importanți, sunteți importanți pentru noi, dragi români, oriunde v-ați afla. Transmisiunile în direct, pregătirile pentru emisiune au fost o provocare finalizată cu succes. Efortul a fost chiar substanțial din partea echipei. Distanțele între locurile de filmare au fost destul de lungi, dar ne-am descurcat și vreau să le mulțumesc eu ca regizor tuturor celor care m-au ajutat, cameramani, asistenți de cameră, de SNG și așa mai departe, pentru ca toată această filmare și tot acest proiect, din punctul meu de vedere, să se încheie cu bine. A fost o experiență frumoasă, a fost o experiență care mi-a dat aripi din punct de vedere profesional, pentru că încă o dată s-a demonstrat ce echipă frumoasă suntem noi, TVR Clujul. Turiștii aflați în piața cu clopote din Hoidu Soboslo s-au prins în horă și încă o dată folclorul românesc a creat punți de legătură între oameni.
A fost foarte, foarte frumos. Nu am dansat pentru că sunt cam bătrân. Dar dacă veneau și tinerii cu mine, să știți că dansam și eu puțin. A fost minunat, ne-am simțit foarte bine și încântat de publicul pe care l-am avut, pentru că am avut și mulți oameni care ne-au urmărit pe parcursul spectacolelor și ne-a plăcut foarte mult, mai ales că erau din toate colțurile lumii. Caravana Servus Europa face parte dintr-un proiect mai amplu numit Europa 100, care își propune ca jurnaliștii televiziunii publice să ajungă și să transmită în direct în acest an din cât mai multe zone cu comunități de români din afara granițelor țării. Ne-am reîntors, dragii noștri, în studio, dar să știți că și noi am urmărit cu mare drag acest material și oarecum tremurul din glas astăzi, mai mult ca oricând, este cumva justificat. Dar mă întorc la domnul Simon, pentru că îi lansasem înainte de intervenția domnului Pugna o provocare în legătură cu subiectul Curțile Gojdu, spuneam eu, de simbolistica românească care a ajutat la dezvoltarea culturii și civilizației maghiare și aici, într-adevăr, vorbim de Curțile Gojdu, vorbim de debutul lui Mihai Eminescu în revista Familia Acolo, vorbim de podul cu lanțuri, sigur că da, acolo unde una română a avut o contribuție semnificativă, Gheorghe Sina. Domnule Simon, încă e subiectul sensibil. E o vorbă. Mortul de la groapă nu se întoarce. Și am să zic ce am zis, cred, și la Budapesta. Academia Română are în custodie Fundația Elias. Averea Fundației Elias, printre altele, include palate în Viena, printre care și fosta clădire a Ministerului Marinei Austriei, pe vremea cea, mă rog, avea ieșire la mare. Am putut păstra Fundația Elias, comunism, toate celelalte. N-am putut păstra nimica din Fundația Gojdu. Nu cred că la ora actuală se va schimba ceva în situația aceasta. Pentru că ce a fost în patrimoniu Fundației Gojdu, da, poate fi în continuare menținut prin slujbe, prin biserică. Vedeți, revin tot la biserică. Dar mai mult mi se pare greu de obținut acum dacă nu s-a putut realiza când contextul sigur era mult mai favorabil. Nu aș vedea acum în anii celor trei centenari, pentru că vorbim totuși de trei centenari, centenarul Unirii de la Alba Iulia, 1918-2018, centenarul eliberării Budapestei și al Universității Românești din Cluj, 1919-2019, și evident centenarul Trianonului 1920-2020. Nu cred că în acest context, deși își putea înșela, dar totuși convingerea mea este că șansele sunt minime la ora actuală să se mai rezolve ceva. Foarte pe scurt, impactul acestei campanii, credeți că statul român își va întoarce oarecum fața mai mult spre comunitățile românești din afara granițelor? Statul român sigur are acum o ocazie, vreme de 6 luni, cu ocazia președinției atât de dezbătute a Consiliului Europei, când poate, nu pentru a promova naționalismul românesc, ci pentru a promova comunitățile din afara, să zicem, statelor mamă, de pe întregul teritoriu al Europei, să se ocupe de aceste comunități românești, în primul rând de cele din Ungaria. Evident, în relația cu comunitățile care nu sunt în țări membre ale Uniunii Europene, rămâne grevată de aceleași piedici, dar și de aceleași oportunități ca și până acum. Ca idee de bază, eu zic că această caravană ar merita repetată în cursul anului viitor, fie exact în sigur, același dar formul. Să știți că această caravană, cu siguranță poate o repetăm, dar între timp au mai avut loc și alte caravane, cum ar fi caravana România-Israel, acolo unde, bineînțeles, e an de centenar, sunt și 70 de ani de relații diplomatice dintre România și Israel, statul Israel. A fost un moment mai mult decât prielnic să ne îndreptăm înspre Israel. Încă mă gândesc cu multă nostalgie pentru că am petrecut o săptămână intensă, o săptămână de baie de cultură, aș putea să spun. Și sigur, încă o dată în plus, am înțeles că respectul, prietenia, dialogul interetnic până la urmă fac sau creionează drumul acesta al unei conviețuiri europene. Eu am văzut doar din imagine ceea ce tu ai trăit de fapt acolo și chiar vreau să invităm și pe cei de acasă să vadă cum a fost. Muzica.
Caravana TVR Cluj, România-Israel a fost primită cu multă bucurie de românii care trăiesc în Țara Sfântă. Au fost 5 zile încărcate de emoții. Pe unde a trecut caravana a lăsat în urmă multă dragoste de țară și lacrimi de bucurie. Medicul personal al premierului israelian, evreul de origine română Herman Zvika Berkovitz, a vorbit cu Benjamin Netanyahu despre acest eveniment media unic. Am vorbit de caravană și am povestit de caravană și asta a fost foarte interesant și m-a întrebat ce este caravana, adică ce? Adică vin în fiecare zi cu programe, m-a întrebat foarte mult de Zichron Iacob, că știe că Zichron Iacob este una dintre orașele de origine a românilor și el are mare, mare admirație, fiindcă o familie de origine de România, din Moinești, Aronson, este unul care a fost pionerii agriculturii izraeliene și el e mare, mare, mare admirație față de această familie și m-a chemat și pe mine odată când a fost la Zichron Iacob, să vizităm Zichron Iacob și așa mai departe. Deci am povestit de Zichron Iacob, i-am povestit unde ați fost, a fost foarte mirat când n-a auzit încă așa ceva. Itinerariul caravanei a cuprins mai multe localități din Israel, unde trăiesc evrei originari din România, Ierusalim, Jivad Brenner, Tel Aviv, Zichron Iacob și Haifa. Jurnaliști, politicieni, teologi, oameni de cultură și de afaceri din cele două țări au fost prezenți în edițiile speciale ale emisiunilor Stația România-Israel, Regiunea în Obiectiv și Observator Transilvan. De asemenea, emisiunea Cântec și Poveste a oferit spectatorilor și telespectatorilor o serie de momente artistice susținute de către ansamblurile folclorice Dor Românesc din Bistrița și Transilvania din Maramureș. Am venit din 61 și Dumnezeu să vă dea sănătate, să văd și să mai aud încă o dată Clujul, că am fost în Clujul cu brigăzile artistice din Iași. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult și mi-e dor încă o dată să plec în România. M-am simțit împlinită că-s româncă. De când sunteți în De 20 de ani. Ați mai văzut așa ceva în Israel, nu, în Haifa? Nu, și foarte rău îmi pare. Dans maramureșan, de câte ori este la televizor, dansez în cameră. Dar așa în Haifa ați mai dansat? În Haifa n-am mai dansat, dar acum sunt foarte fericită că am dansat astăzi. Oamenii nu au ratat ocazia de a se fotografia cu artiștii români și de a sta de vorbă cu ei, să-și aducă aminte împreună de acasă. Românașii noștri, ia uitați-vă, dorul de casă! Exact! Moroșancă de-a noastră, maramureșancă, adică. Caravana România-Israel s-a desfășurat în perioada 4-10 noiembrie și s-a realizat cu sprijinul Ministerului Românilor de Pretutindeni și al Ambasadei Israelului la București. Programele realizate în cadrul caravanei au fost difuzate de canalele televiziunii publice din România, TVR3, TVR Internațional, TVR Moldova, TVR Cluj și retransmise de rețelele de televiziune prin cablu din Israel. Caravana România-Israel. Nici nu vă pot reda acum în cuvinte, dar ați văzut în imagini și o să mai aveți ocazia să vedeți încă câteva imagini, câtă emoție a fost în jurul nostru acolo și în special emisiunile Cântec și Poveste, acolo unde ansamblurile folclorice cântau și dansau pentru cei prezenți, oameni cu lacrimi în ochi, emoție multă. Mi-amintesc așa cu mare drag de toate aceste lucruri, dar cu siguranță cel mai bine ne poate spune despre asta doamna Iuliana Dâncuș, care este director al ansamblului folcloric național Transilvania din Baia Mare. Bine ați venit din nou alături bună de noi, ziua. Doamna Dâncuș. Bună ziua, bună ziua, mă bucur să vă refacem echipa care în urmă cu câteva săptămâni a avut prilejul de a face parte din unul dintre cele mai importante proiecte ale Transilvaniei, să spunem așa, Caravana România-Israel, prin care Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Consiliul Județean Maramureș, alături de TVR Cluj și TVR 3, au sărbătorit centenarul României, alături de români care au plecat de mulți ani din România și s-au dus acasă, cum au spus ei, dar de fapt și România a rămas tot casa lor, s-au dus în Țara Sfântă, în Israel, o țară pe care și-au dorit-o mult și ne bucurăm că un popor atât de important pentru cultura universală și întreaga cultura a lumii
Și-a găsit locul și a o țară atât de frumoasă. Doamna Dâncuș, portul popular tradițional românesc este recunoscut absolut oriunde, este de neconfundat. Mai cu seamă acesta maramureșan cu ciucurașii aceia, doamne, le mai jucau picioarele celor din ansamblul dumneavoastră, ceva incredibil. Ați, după cum ați văzut și dumneavoastră în imagini mai devreme, cum a declarat o doamnă, că atunci când aude muzica din Maramureș și acasă dansează, pentru că Maramureșul într-adevăr are ceva mirific, are o trăire profundă și este o țară a voievozilor, pentru că din Maramureș au plecat Dragoș și Bogdan în Moldova și au format acolo voievodate frumoase. Dar instituția noastră și păstrează cu sfințenie ceea ce am moștenit de la străbunii noștri, ceea ce am moștenit noi și suntem foarte atenți cu toate producțiile noastre. Vreau să vă spun că aici ne-am implicat foarte mult și am tratat cu maximă seriozitate acest turneu. Într-adevăr pot să spun că a fost, cred că, cel mai frumos turneu al meu de când sunt director și de când sunt în ansamblu tot așa. Probabil că și sub influența a ceea ce am văzut acolo, pentru că orice creștin și orice român care vizitează Israelul și mai ales locurile sfinte rămâne cu amintiri frumoase. Noi ne-am dorit să revenim și mulțumim în mod special TVR Cluj pentru acest proiect și pentru faptul că v-ați gândit să facem parte din acest proiect. Să faceți echipă. Am văzut din imagine, da. Apropo, că ați reușit să duceți o parte din inima Transilvaniei acolo. Am văzut că ați răscolit amintiri, că ați creat emoții foarte frumoase și cu siguranță o să vă reîntoarceți. Dar spuneți-ne, din câte ați observat acolo, se cântă, se joacă românește, se păstrează tradiție, valoare, tot ce au moștenit de aici? În primul oraș în care noi am avut emisiunea, în Zicron Iacov, este un oraș chiar format de către români. Am avut și șansa de a desfășura emisiunile noastre în locații excepționale. Și la un moment dat, înainte de emisiune vorbind, un om de la o terasă, un om din public a spus: să știți că Zicron Iacov înseamnă memoria lui Iacov. Vorbea perfect românește și îmi place, îmi zice, da, sunt de aici și îmi place ceea ce se întâmplă aici. El ne privea și înaintea oricărei emisiuni, este așa o efervescență. A fost foarte multă lume, ați văzut că au și dansat cu noi. La a doua emisiune în Haifa a fost prezent un profesor de limba engleză care a terminat Universitatea Babeș-Bolyai de aici, de la Cluj, Facultatea de Filologie, și a tradus foarte multe cărți și în engleză și în limba română și în israeliană. Dânsul chiar a dansat cu coregraful nostru, a văzut lumea, era oameni din Constanța, din Vatra Dornei, din Cluj, care au venit și gândiți-vă dumneavoastră să plecați într-o altă țară, să stați acolo mulți ani. Ei au tot ce își doresc din punct de vedere material. Dar dorul de copilărie, dor este cel mai frumos cuvânt, da, din... Ei au copilărit aici și cea mai frumoasă etapa vieții este copilăria până la urmă, pentru că atunci ești inocent, îți trăiești jocurile copilăriei și tinerețea, nu? Și le-am răscolit așa sufletul și amintirile și memoria. Au dansat și au trăit alături de noi clipe emoționante și, așa cum a spus și colega noastră, cu lacrimi în ochi au fost alături de noi și ne-au îmbrățișat cu mult drag. Pentru noi a fost o mare bucurie să aducem bucurie și lumină în sufletul oamenilor. Sigur că da, așa este. Tot alături de noi în caravana România-Israel a fost și ansamblul folcloric Dor Românesc din Bistrița și bineînțeles că emoții au fost transmise foarte, foarte bine și din partea lor. Am
ascultat, am urmărit, am văzut la fel reacții din partea celor care ne-au fost alături acolo și din partea celor care s-au bucurat de acest ansamblu în alte locații de data aceasta, și pentru că vrem să discutăm mai multe despre acest aspect. Am sunat-o pe doamna Matilda Pascal Cojocărița, care este director al ansamblului profesionist Dor Românesc din Bistrița. Doamnă frumoasă și elegantă, bună ziua! Bună ziua, doamnelor, bună ziua, dragilor! Eu sunt pe drum spre Moldova, așa că în momentul în care nu voi mai avea semnal, îmi cer scuze. Sper că nu s-a întrerupt. Nu s-a întrerupt, noi vă auzim, dar să știți că... Vă salut cu drag, m-a auzit-o pe Iuliana, te pup Iuliana, vă pup fetelor, cu drag. Ne este dor de voi, chiar dacă am fost împreună ultima ieșire, ultima caravană în Israel, nu ne-am întâlnit pentru că am fost în locații diferite. Da, așa este. Cele două ansambluri au fost în locații diferite, așa cum spuneam și eu mai devreme, dar revin acum la ceea ce ne-a spus, sunteți în drum spre Moldova și iată, coincidența face ca în platou alături de mine să se afle colega de prezentare Aura Revenco din Republica Moldova. Mă salut cu drag, dar vreau să precizez, Moldova de aici sau de dincolo de Prut? Moldova de aici, pentru că mâine am concert la Iași, iar apoi mâine la Huș de Vaslui. Și pe doi la Roma. Deci iată un arc peste granițe și pentru românii de dincolo. Scumpă doamnă, vreau să vă întreb, știu că pentru artiști cea mai mare apreciere sunt de fapt aplauzele, nu banii, nu materialul, da? A fost vreo diferență între, sau există diferență între ceea ce primiți aici în România și ceea ce primiți de la conaționalii sau românii din afara granițelor? E adevărat că cei din afară sunt mai patrioți sau imediat ce mergi după graniță devii mai patriot? Nu, emoțiile sunt mai mari pentru că depărtarea de kilometri de casă și de cei dragi simte diferența, se simte. Deci noi suntem cei care, eu vă aud ceva în microfon și nu știu dacă m-au. E în regulă, noi vă auzim foarte bine. Da. Da, vă mulțumim. Auzi cineva, un bărbat care nu pot să-l las, un domn. Da, iată, aveți tot felul de bruiaje, să zic așa, da, în jurul dumneavoastră. Dar... Deci întrebarea este, deci răspunsul întrebării tale este că cei de din diaspora, românii noștri dragi de dincolo, duc dorul locurilor fiecare dintre ei, a rudelor, a celor care îi așteaptă acasă, uneori, îi așteaptă mai mult din punct de vedere financiar, pentru că, din păcate, trebuie să spunem, ne este foarte greu să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta, dar totuși se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult! Așa este, doamna Pascal Cojocărița. Dar noi vă lăsăm să vă continuați drumul și vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Mulțumim, să bucurați mult, pe toată lumea, aveți, la fel cum ar mai fost și în Israel. Vă mulțumim foarte mult și ne întoarcem acum la doamna Dâncuș și eu aș vrea tare mult să vă adresez și dumneavoastră întrebarea aceasta foarte bine punctată de Aura, aplauzele și ceea ce vedeați din bucuria oamenilor, pentru că a fost atât de clar evidențiată, spuneați și de Haifa, cea de-a doua locație, am fost foarte, foarte frumos primiți acolo de către primăria din Haifa, iar cei din conducerea primăriei spuneau că sunt maramureșeni, iar în momentul în care au auzit că acolo este ansamblul din Maramureș, nu vă spun ce reacții, dintre cele mai frumoase. Să spunem că în Haifa emisiunea s-a desfășurat în Parcul Memoriei, un parc închinat celor care s-au jertfit pentru formarea statului Israel. Și că acolo unde, în perioada de un an de zile, doar o singură dată are dreptul un ansamblu să danseze efectiv pe pământul respectiv. Și iată, TVR Cluj prin ansamblul. S-a făcut o excepție. Da, sigur. Aici ei ne-au arătat oarecum recunoștința lor pentru ceea ce a făcut poporul român pentru ei. Vreau să spun niște lucruri. În Maramureș, la noi, și cred că în toată România,
trăiesc multe minorități, sunt etnii conlocuitoare. Iar la noi în Maramureș întotdeauna s-a trăit în pace și în bună înțelegere și în mod deosebit cu evreii. Și ei au avut o influență asupra culturii noastre tradiționale. La Port Mare chiar. Da. Nu mai vorbim despre literatură, știință și celelalte domenii. Lucru pe care oarecum și ei l-au îmbrățișat, se știe că imnul lor, linia melodică, este influențată de o melodie tradițională românească, lucru care este certificat de către Raul Șorban, fiul celebrului compozitor William Șorban. Deci se vede respectul lor și dragostea lor față de noi și, în primul rând, prin faptul că ei revin de foarte multe ori în România, mai ales în locurile unde mai au cimitire, unde sunt strămoșii lor. Și aceste lucruri trebuie evidențiate, sunt foarte importante, așa cum am spus și eu, pentru că acest popor este poporul ales și este un popor deosebit pentru tot ceea ce înseamnă cultură și valoare în această lume. Iar noi am fost primiți cu brațele deschise acolo. Și ați adus multă bucurie, e adevărat. Doamna Dâncuș, da. Sunteți frumoasă oricum. Mulțumesc. Dar acolo ați radiat, atât pot să vă spun. Și vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi astăzi. Sunt foarte bucuroasă că v-am avut alături. Sunt foarte bucuroasă că alături de mine s-a aflat colega Aura Revenco, da, un jurnalist de excepție din Republica Moldova. Prietenia nu are niciun fel de granițe și îți las ție ultimele cuvinte, Aura, pentru că sunt convinsă că vrei să transmiți ceva din sufletul tău de Așa român. Este. Așa este. Cu atât mai mult pentru mine, care am crescut lângă Prut, la Ungheni, și care am crescut, apropo, cu TVR, doar atât aveam semnal aici, în Costuleni, în satul în care m-am născut eu. Emoțiile mele sunt de nedescris. Cu siguranță tatăl meu, care este un român înfocat, care mă punea pe genunchi când eram mică și îmi citea din Eminescu și mă învăța poezii, și lupta cu fiecare guvernare care avea acolo în planul, proiectul său, unirea cu România. Sunt sigură că e mândru acum de mine și eu sunt foarte fericită, onorată. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți și pentru că ați exclus de tot granița aceasta care exista între noi și voi. Îți mulțumim și noi că ne-ai fost alături, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Și ce să vă spunem, emoțiile sunt mari, haideți să ne bucurăm, iată, de aceste zile de sărbătoare.